În pauza de dinaintea ultimei ore, profesorul Ion Pința de la școala gimnazială numărul 1 din orașul Rovinare a observat mai mulți copii jucându-se. Crezând că este vorba despre o ceartă între elevi, profesorul a intervenit și l-a împins pe unul dintre elevi, acesta lovindu-se cu capul de perete și de un hidrant. Băiatul a mers imediat în cancelaria școlii, unde a cerut ajutor. Părinții băiatului au aflat însă despre incident abia când au venit să-l ia de la școală. L-a prins, l-a lovit de zid, timp ce lovea de zidul de 5 ori, din ce mi-a explicat copiii și colegii. Surprinzător, camerele de supraveghere montate în școală nu au funcționat în acel moment, așa că cei din conducerea școlii se bazează doar pe cele declarate de cei implicați. Directorul școlii tinde să-l creadă pe elev, mai ales că și alți părinți au sesizat conducerea școlii. O măsură în acest moment chiar nu pot să iau vis-a-vis de domnul profesor. Dacă dânsa bănuiesc că a mers direct la poliție, nu știu, poate la inspectorat, dar în momentul de față la mine nu există o sesizare scrisă, ca să poți să demarezi anumite proceduri a noastre vis-a-vis de comportamentul dânsului. Mai multe despre incident a aflat directorul adjunct al școlii, care a povestit cu lux de amănunte cele întâmplate. L-ar fi prins de mână cumva și nu știu cum, l-am împins probabil și probabil din izbitura aceea. După aceea copilul cred că s-a speriat foarte tare. Părinții sunt revoltați și cred că dacă cele spuse sunt adevărate, profesorul nu ar mai trebui să predea la catedră. După declanșarea scandalului, mai mulți părinți au spus că și fiilor au trecut prin experiențe asemănătoare. Astăzi, la prânz, profesorul a fost întâmpinat cu huiduiel de către elevi. Noi îi trimitem la școală să învețe și să fie educați, nu să fie sală de box sau sală de... nu știu ce să vă spun. Cel incriminat este profesor de matematică, iar la finalul anului ar putea cere pensionarea. Acesta recunoaște în parte întâmplarea, dar spune că nu a vrut să lovească pe elev. Profesorul mai spune că, deși nu este adept al comportamentului violent, recunoaște că uneori se impune câte o corecție fizică. Am prins de mână. De ce împingi fata? Păi de ce ne jucăm? Da, mă, da, împinsul e împins și joacă e joacă. Asta am zis. Și atunci, cum eram așa, ție îți place să te împingă cineva? S-a uitat speriat, într-adevăr, probabil că nu s-a aștepta, mă gândesc. Și l-am zguduit așa spre perete. Așa. Nu, dar ne jucam. Asta a fost tot. Polițiștii au deschis un dosar penal pe baza plângerii formulate de mama copilului, iar conducerea inspectoratului școlar județean Gorj a recomandat conducerii școlii demararea unei cercetări disciplinare. Polițiștii efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal pentru lovire sau alte violențe. Rezultatele anchetei ale cercetării făcute de poliție vor fi și ele folosite de către Comisia de Cercetare Disciplinară, astfel încât să fie luate măsurile potrivite în această situație. Deși legea prevede ca anual profesorii să fie testați psihologic, la Rovinar nici directorul școlii nu cunoaște acest lucru.